O ploaie torențială de câteva minute a făcut prăpăd în municipiul Bălți. Precipitațiile abundente însoțite de grindină și vijelii au doborât 10 de copaci, care au avariat câteva automobile și au blocat mai multe drumuri. Acești șoferi au avut ghinionul de a-și parca mașinile în preajma unor copaci. În urma furtunii, mai multe crengi rupte au căzut peste automobile. Colegii, eu am ieșit, m-am uitat la mașină, acoperișul e buțit. Просто вот несколько крупных веток упали неудачно вот на мою машину. На машину коллеги вообще крышу вот загнула. Ветка просто соскользнула по крыше, уехала дальше. Сейчас позвонили в полицию, полиция, ждем полицию. Уже полиция приедет, будем оформлять. Ждем. Să spui, doamne, la poliție. Așa. Mai departe să încercăm la asigurare, dacă se primite. Dacă nu, din buzunar, ne scotem. Și n-am eu bani, am atâția ca să repară. Potopul a durat aproape 15 minute, suficient pentru ca străzile să se transforme în râuri. După cum se vede copacul, că l-o smurs cam de rădăcină, asta e cam strașnic. Asta e tare periculos. Și mai des trebuie să ducă lumea la biserică să roage. E jel pentru oamenii că mașina mă costă bani. Au de muncit săraci. Chiar și aici, care cu producția pe dealuri, au muncit o jumătate de ani și aștepta roadă, dar nu, roada nu-i. Trebuie să facem asta. Nu-i voie, dar ai voie Domnului. Eu n-am cuvinte. De pe casă ne-au scos, ia că mă duc să duc șifer, uitați-vă, ne-au scos tot șiferul de pe casă. Drumurile, străli, tot e bardac în țara asta, eu n-am cuvinte, nu știu ce zic. Tot din cauza intemperiilor, mai multe fire electrice din oraș au fost rupte, iar unele locuințe au rămas parțial fără acoperiș.